Amenajarea unui sens giratoriu pe principala arteră de circulație a Sucevei la intersecția Bulevardului 1 Decembrie cu Calea Opcinilor este o soluție recomandată de specialiști pentru a rezolva o parte din problemele de circulație din acea zonă, numai că această variantă este realizabilă doar pe hârtie. Cel puțin până în anul 2019, când va fi posibilă efectuarea altor lucrări pe acea arteră de circulație reabilitate pe fonduri europene, spune viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski. Acum trebuie să vă spun și ceea ce nu putem face. Din nefericire, în municipiul Suceava avem o problemă cu traficul rutier, dar cred că încet o vom rezolva. În zona cartierului Opcina, intersecția Bulevardului 1 Decembrie cu strada Vasile Grecu, este un trafic rutier destul de aglomerat și avem proiectat pentru fluidizarea traficului acolo un sens giratoriu destul de mare cu alveole pentru parcările celor din zonă și foarte important, prin acel sens giratoriu vom permite accesul mai ușor către cartierul Anelei, un cartier de persoane tinere din municipiul Suceava care au primit locuințe și un cartier în care momentan lucrăm și avem două blocuri în construcție de 80 de apartamente. Spun că e o formare diferită pentru că nu putem face acest sens giratoriu până în decembrie 2018, pentru că pe bulevardul principal am intervenit pe fonduri europene și regula este clar, 5 ani de zile suntem sub monitorizare și nu putem modifica nimic. Știți cum timpul zboară, va trece rapid și vom rezolva și această problemă a circulației, dar până atunci va trebui să ne adaptăm din mers și să vedem cum mai reglăm timpii semafoarelor, în așa fel încât traficul în zonă să nu mai fie așa aglomerat. Pe de altă parte, la 4 km distanță, la intersecția cu strada Traian Vuia, perimetrul respectiv este vizat de un studiu de trafic ce va avea ca finalitate construirea unei rute pentru ocolirea fostei zone industriale a Sucevei. Se așteaptă soluțiile, sau mai bine acordul proprietarului de teren pentru a trece cu drumul pentru podul 2 de la Burdujeni, care este deja promis și este în studiu de prefezabilitate. Mă refer la acel pod peste apa Sucevei, în zona gropii de gunoi, unde avem 3 accese de la Mirăuț, fie de pe strada Apeductului, fie din zona sălii sportului de la General Construct și celelalte magazine. Se ajunge la podul nou, traversăm apa Sucevei și ajungem pe strada Energeticianului, unde în stânga mergem către spațiile comerciale și în dreapta să ieșim pe drumurile agricole la Vicola pe DN29 spre Botoșani. Așteptăm acordurile proprietarul din zonă, acolo ne vrem să trecem cu drumul și eu spun că suntem în foaia de parcurs, în așa fel încât în perioada următoare să putem implementa studiul de fezabilitate cu un nou pod peste apa Sucevei.